urmăriți știrile prânzului, doamnelor și domnilor. Sunt Ștefan Bășcuță, bine v-am pregăsit la știri. Informația orei, Prefectura Capitalei a decis în această dimineață să declare stare de alertă în sectorul 1 pentru a rezolva criza gunoaielor. Astfel, speldeșeurile vor putea fi ridicate în regim de urgență, iar starea de alertă poate fi impusă pentru 30 de zile. Mai multe detalii are colega mea, Gabriela Del Pupo, reporter B1 TV. Bună ziua, Gabriela, te ascultăm! Bun găsit, suntem chiar aici în sectorul 1 și avem de-a face cu o situație incredibilă. Iată, angajații de la Romprest au golit acest tomberon stradal și au lăsat, se vede clar, scrie Romprest stradal întreținere, punga plină cu deșeuri exact lângă stradă. Mai înainte început să se bată vântul foarte puternic, ne putem imagina că această pungă ajunge direct în fața mașinilor, poate provoca și un accident. Același lucru, pentru că nu este o întâmplare, se întâmplă și peste aproximativ 30 de metri, unde avem un alt tomberon stradal și acolo este din nou o pungă de la Romprest. A fost golit tomberonul, într-adevăr, care se va umple până la finalul zilei, suntem siguri, și alături a fost lăsată punga cu deșeuri. Paradoxul însă face ca un punct de selectare colectivă, unul dintre puținele din București, să se afle chiar aici, la mai puțin de 20 de metri de locul unde ne aflăm. Pungile cu plastic și, bineînțeles, cu alte deșeuri puteau fi măcar depozitate acolo pentru a nu fi la îndemâna tuturor celor care ar putea să le împingă în stradă sau să nu fie afectate din cauza temperaturii. În acest moment sunt 2600 de tone de gunoi în sectorul 1 care nu au fost ridicate. Prefectul a spus că în aceste 30 de zile pot veni firme chiar din alte localități pentru a ajuta la colectarea gunoiului și după aceste 30 de zile se poate prelungi starea de alertă, dar nu trebuie abuzat de acest lucru înainte ca firma și primăria să își rezolve problema în instanță. De altfel, poate fi amendată și primăria dacă nu ia măsuri de urgență și nu aduce o altă firmă care să rezolve problema gunoaielor din capitală. Cam acestea au fost declarațiile prefectului. Vom vedea exact cu ce soluții va veni primăria sectorului 1. Văzând analiza pe care Comitetul Local pentru Situații de Urgență a sectorului 1 a făcut-o și având și răspunsuri oarecum neconcludente din partea autorităților, dar care confirmă faptul că există pe raza sectorului 1 o situație care trebuie monitorizată atent și pentru care trebuie intervenit, am fost de acord cu măsurile pe care sectorul 1 le-a clarificat. Acesta vizează trei aspecte, și anume, primul, creșterea capacității de răspuns pentru îndepărtarea riscului care există acum pe raza sectorului 1, și anume acumularea de deșeuri necontrolate într-o cantitate foarte mare. De asemenea, crearea unei strategii pe termen scurt pentru a preveni, adică creșterea rezilienței sectorului 1, pentru a preveni pe următoarea perioadă reapariția acestui fenomen. Și trei, schimbarea mentalității agenților economici și populației pentru a împiedica abandonarea de deșeuri pe raza sectorului 1 în mod necontrolat. Și asta înseamnă că, odată, se vor putea aduce capacități suplimentare pentru a rezolva rapid problema acumulării de gunoaie. Vom monitoriza zilnic evoluția și, în acest sens, sectorul 1 este obligat să transmită către prefectură care este cantitatea de gunoi ridicată în fiecare zi de ce operator, care este cantitatea predată la fiecare sortator, care este cantitatea care este dusă către depozitare, în așa fel încât să putem să monitorizăm față de estimarea, așa fel încât să putem să monitorizăm față de estimarea făcută de sectorul 1 de cantități de deșeuri existente. Liviu Dragnea este dat drept exemplu de deținut model în motivarea judecătorilor care l-au pus în libertate. Magistrații de la Giurgiu spun că nu contează că Dragnea a făcut praf la ieșirea din penitenciar judecătorii care l-au condamnat. Fostul lider PSD este descris ca fiind stăruitor în muncă în penitenciar. Cu toate detaliile vine însă colega mea Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Bună ziua, Liliana! Ce alte motive au avut așadar judecătorii pentru a-l elibera pe Liviu Dragnea cu un an și jumătate înainte de efectuarea efectivă a pedepsei? Te rog!
Bună ziua, judecătorii de la Giurgiu susțin că nu este important nici măcar faptul că Liviu Dragnea nu și-a recunoscut niciodată săvârșirea faptelor în cei 2 ani și 2 luni pe care i-a petrecut după gratii ca urmare a condamnării definitive la 3 ani și 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive. Asta în condițiile în care Liviu Dragnea a plătit prejudiciul din dosar, deși întotdeauna a spus că nu a săvârșit acele fapte. Cu toate acestea, magistrații de la Giurgiu, contrar magistraților de la judecătoria sectorului 5 și a magistraților de la Tribunalul București, care decise era la unison că Liviu Dragnea nu s-a îndreptat în penitenciar. Iată că cei de la Giurgiu spun că nu doar că s-a îndreptat, ci că este un model și un exemplu de deținut, că ar fi muncit în tot acest timp, a fost disciplinat. Asta în condițiile în care Liviu Dragnea a fost sancționat pentru un interviu pe care l-ar fi acordat ilegal din penitenciar. Însă, subliniază magistrații de la Giurgiu, această sancțiune disciplinară a fost ulterior ridicată și de asemenea spun acestea, conduita procesuală a lui Liviu Dragnea a fost una foarte corectă, acesta prezentându-se de fiecare dată în fața instanței prin intermediul videoconferințelor. De altfel, Liviu Dragnea era obligat să se prezinte în instanță, având în vedere că majoritatea solicitărilor și a contestațiilor făcute în ultimii 2 ani au fost din proprie inițiativă, astfel că în cazul în care nu s-ar fi prezentat, acele procese ar fi rămas fără obiect. De asemenea, în motivarea judecătorilor de la Tribunalul Giurgiu, cel care a decis definitiv pe data de 15 iulie ca Liviu Dragnea să fie eliberat, condiționat cu un an și jumătate înainte de ispășirea pedepsei, subliniază că a ieșit la muncă atunci când i s-a permis și chiar acuză faptul că nu a fost lăsat tot timpul să muncească, asta ca urmare a unei sancțiuni pe care a primit-o. De asemenea, Liviu Dragnea este descris ca un participant permanent la diverse concursuri, fapt pentru care ar fi și primit recompense în fiecare lună, chiar și cu câteva zile înainte de a fi eliberat. Așadar, judecătorii de la Tribunalul Giurgiu îi fac ode lui Liviu Dragnea și modului în care acesta s-a executat pedeapsa. De altfel, această eliberare a ridicat o serie de controverse chiar în sânul justiției. Asta după ce Liviu Dragnea, chiar imediat după eliberare, în fața penitenciarului Rahova, a făcut o serie de acuzații la adresa procurorilor care l-au cercetat penal, dar și a judecătorilor care l-au condamnat și ulterior au respins cererile repetate de eliberare condiționată sau căi extraordinare de atac. Consiliul Superior al Magistraturii a refuzat să se autosesizeze pentru apărarea independenței justiției, iar secția pentru judecători au trimis o scrisoare prin care resping toate aceste acuzații, iar inspecția judiciară nu s-a autosesizat până în prezent pentru a vedea dacă într-adevăr declarațiile lui Liviu Dragnea sunt sau nu întemeiate. Liliana Năstase, senior editor B1 TV, mulțumesc pentru aceste informații. Mergem mai departe. Liderul de sindicat Ion Rădoi rămâne sub control judiciar. Decizia a fost luată de magistrații Tribunalului București și este definitivă. Pe 14 iulie, DNA a anunțat că Ion Rădoi a fost pus sub urmărire penală, fiind plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Rădoi este acuzat de DNA că și-a folosit influența pe care o deține pentru a obține venituri ilegale prin administrarea spațiilor comerciale de la metrou în perioada septembrie 2018-iulie 2021. Un caramol cu 5 mașini a avut loc în această dimineață pe autostrada Soarelui. Centrul Infotrafic anunță că pe sensul către litoral valorile de trafic sunt intense, iar pe anumite tronsoane s-a circulat în coloană. Informez că trafic a început să scadă pe autostrada Soarelui pe sensul de mers către litoral, neexistând probleme majore de fluență a traficului. Reamintim însă participanților la trafic că pe autostrada Soarelui, în zona kilometrului 73, sensul de mers către litoral, la orele primele ore ale dimineții a avut loc o tamponare în care au fost implicate 5 autoturisme.
toate autovehiculele au fost scoase de către șoferi în banda de urgență, traficul desfășurându-se pe banda 1 și pe cea de a doua bandă. Recomandăm totuși participanților la trafic să păstreze în mers o distanță corespunzătoare. Pe de altă parte, după furtunile violente care au devastat România, vremea se îndreaptă. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile încep să crească din nou de săptămâna viitoare. Vorbim iar despre vreme caniculară. O vreme bună în această perioadă, în toate regiunile, inclusiv la mare sau la munte. Ne așteptăm la o vreme în general frumoasă, chiar dacă undeva spre amiază la munte se mai adună norii, dar puțin probabil să și plouă, iar dacă va ploua vor fi ploi slabe de scurtă durată, iar pe litoral o vreme înstorită, o vreme caldă și frumoasă ca aspect, cu un cer mai mult senin. În ceea ce privește temperaturile, deocamdată temperaturi plăcute, temperaturi maxime cuprinse între 24 și cel mult 32 de grade. 32 de grade sunt prognozate pentru sudul Olteniei, iar în București undeva o maximă în jur de 30 de grade. De săptămâna viitoare însă ne vom confrunta din nou cu vreme caniculară, ne anunță meteorologii. Duminică se mai încălzește puțin, vom atinge 34 de grade la amiază în partea de sud-vest a țării. Deocamdată temperatura umezeală nu va fi atins, disconfortul termic va fi în creștere abia săptămâna viitoare, începând de luni, când vremea va deveni din nou caniculară în Banat, în Crișana, în Oltenia, temperaturi de 35 de grade și este începutul unei noi perioade călduroase, caniculare în partea de vest și de sud a țării. Însă până atunci ne vom bucura de un weekend cu vreme frumoasă și cu temperaturi plăcute, mai ales că nopțile sunt destul de răcoroase. A fost haos pe aeroportul internațional Anicoandă. Mii de pasageri s-au înghesuit să prindă zborurile către Italia, Grecia și Spania, fără să mai respecte vreo regulă de distanțare. Cu toate că a fost introdusă un culoar verde pentru cei care dețin certificate europene COVID, multe persoane nu au avut unul. Deși traficul este cu mult mai redus decât în urmă cu 2 ani înainte de pandemie, birocrația și controlele sporite din cauza stării de urgență lungesc timpul de așteptare. Traficul a crescut într-adevăr în ultima perioadă, dar se situează abia la 60-70% din ce aveam acum 2 ani în ultimul an plin dinainte de pandemie. Faptul că se înregistrează aceste aglomerări nu este generat de infrastructura sau de serviciile furnizate de compania de aeroportul București, ci de cerințele autorităților din țară, dar în special din străinătate, cu privire la verificarea documentelor medicale. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pe cele mai multe destinații nu se mai poate face check-in de acasă și să mergi cu cartea de îmbarcare direct la controlul de securitate, frontieră și apoi la avion, ci trebuie ca toți pasagerii să se prezinte la ghișeul de check-in. Pasagerii sunt sfătuiți să se prezinte la aeroport cu ore bune înainte. Principala cerință este să vină din timp la aeroport. Noi am recomandat alături de companiile aeriene ca măcar la zborurile de dimineața de vreme, zboruri care operează începând cu ora 6 și până către ora 8, să vină cu 3 ore mai devreme la aeroport pentru a avea timp să treacă prin, în special prin formalitățile de check-in și ulterior să treacă de controlul de securitate și de frontieră, pentru că și acolo se mai înregistrează aglomerări. Este o perioadă în care companiile încearcă să-și revină după criza majoră în care au fost aruncate de pandemia de COVID. Marile aeroporturi sunt sufocate de trafic atunci când nivelul acestuia depășește 60-70% din ce era acum 2 ani. Deci iată că am atins deja o limită și numai o regândire a acestor restricții, o unificare a cerințelor din punct de vedere medical, cel puțin la nivelul Uniunii Europene, ar mai putea să rezolve aceste aglomerări. Veștile proaste continuă și în luna august, când vor fi din nou cozi uriașe pe aeroport, mai ales că este luna concediilor. Ne așteptăm ca traficul să crească în continuare dacă nu va fi impactat deja de valul 4. Observăm că unele companii și-au redus deja prezența în România, mă refer la British Airways, de exemplu, iar alte țări intră deja pe liste galbene, pe liste roșii. Chiar și Grecia este la limita de a trece de pe lista galbenă pe lista roșie, dacă mai crește incidența cazurilor de COVID. De aceea este destul de greu de spus acum că luna august va fi mai bună decât luna iulie.
Controlele pe litoral, protecția consumatorilor ia la bani mărunți hotelurile și restaurantele de la mare. Au fost date amenzi deja în valoare de peste 415.000 de lei, iar 23 de operatori economici au fost închiși. Controlele vor continua și în perioada următoare, atrag atenția inspectorii ANPC. Sunt abateri minore, nu sunt niște abateri foarte grave. Din totalul controalelor, și a spus, de 530 de controale, doar 23 de opriri temporare a prestării de servicii pentru abateri care, până la ieșirea, fie până la ieșirea comisarilor din control, au fost remediate, fie au fost remediate cu celeritate de operatorii economici. Încearcă să reapropie turistul de litoralul românesc. Sunt situații nu foarte grave, sunt situații abateri privind depozitări incorrecte sau la temperaturi care nu sunt cele impuse de către producători. Nu sunt verificări metrologice la toate unitățile de măsură, dar nu mai găsim situațiile pe care le găseam în trecut cu sute sau zeci de kilograme de produse alterate sau în afară de durabilități minimale. Hotelierii trebuie să informeze bine turiștii pentru a nu se crea cost de așteptare și pentru a fluidiza procesul cazării, atrag atenția inspectorii ANPC. Pentru unitățile de cazare, primire turistică, am spus și repetăm că sunt importante informările inițiale privind ora de check-in, ora de check-out, în așa fel încât consumatorul să nu fie nevoit să aștepte foarte mult pentru a intra în camere sau atunci când vrea să elibereze. Aceste informații se dau fie precontractual, fie la momentul la care este cazat turistul și e important să se dea cât mai repede și cât mai clar și cât mai transparent, pentru a nu exista sesizări din partea turistilor în legătură cu acest lucru. Controlele vor continua și în următoarea perioadă, anunță reprezentanții ANPC. Săptămâna viitoare urmează niște verificări pe partea de ieșiri și de autorizații cu spațiile de agrement și de joacă, în așa fel încât turistul să fie în siguranță. Ar trebui spus că autoritățile statului sunt prezente pe litoralul românesc și nu numai pe litoralul românesc, în toate zonele aglomerate, la munte, pe Transfăr Gărășan sau în Delta Dunării, pentru a supraveghea piața de bunuri și servicii și pentru a oferi turistului o vacanță foarte bună și de calitate. Guvernul ia în calcul ca doar persoanele vaccinate să aibă acces la mall în weekend, mai mult pentru a încuraja vaccinarea. Autoritățile iau în calcul și recompense în diverse bunuri, mai ales în mediul rural. Rata de vaccinare în țara noastră este mai mică de 30% și discutăm despre aceste posibile decizii cu medicul Emilian Imbri. Vă spun bună ziua și mulțumesc mult pentru intervenție, domnule doctor. Bună ziua! Așadar, ar fi potrivit aceste măsuri restrictive pentru cei care nu sunt vaccinați? Vedem un astfel de model și în Italia, unde se va intra în restaurante sau în cinematografe doar pe baza certificatului verde. Vă rog. Acum, ar fi potrivite, dar să alegem din ce se întâmplă în jurul nostru și din ce mai putem inventa noi, că suntem români și suntem inventivi, să alegem mai puțin restrictiv și mai mult compensator. Și atunci am putea folosi, deci intrarea în mall-uri ar fi deja o discuție care s-ar preta și la avocatul poporului, glumesc, fostul avocat al poporului, cel nou încă nu s-a manifestat încă destul de clar vis-a-vis de opțiunea drepturile omului. Dar intratul în mall ar fi o discuție, pentru că lumea ar spune, dom'le, eu mă duc să-mi cumpăr lapte, eu mă duc pentru copil, că știți foarte bine, eu mă duc pentru un bătrân bolnav și așa mai departe. Intratul în mall e discutabil. Intratul în restaurant, intratul, statul pe terasă chiar, intratul la discotecă. Unde ne petrecem timpul liber. Într-adevăr, poate fi într-adevăr condiționat de o dovadă de vaccinare. Pentru zonele unde nu există discoteci, mă gândesc la zonele de care vorbeați mai înainte, zonele rurale, acolo ar putea să existe niște stimulente, nu de genul micilor și berea, ci mai repede de asigurarea, să zicem, unei arături, să spunem, din partea comunității cu tractorul pe lotul personal, acordarea de semințe, de îngrășăminte, de eu știu ce, stimulente de genul ăsta care să tenteze și să încercăm să îi atragem și să se vaccineze. La fel, gândiți-vă puțin la toată masa de seniori, de seniori care sunt pensionari și care au niște pensii, nu pot să zic de tot râsul, de tot plânsul. Gândiți-vă ce ar însemna dacă s-ar găsi o variantă de
de colaborare cu acele cure de tratament balnear cu care oamenii ăștia au fost obișnuiți în comunism, pentru că li se asigura gratuitate, cel puțin la, sau prin casa de pensii, niște facilități deosebite. Și să spunem că la o cură de tratament, care astăzi nu mai există o cură de 18 zile, care este cura de tratament normală și este și eficientă. E o cură amărâtă de tratament de 8 zile pe care pensionarul și-o împarte în două cu vecinul, pentru că nu are bani pentru întreaga cură. Deci, haideți să oferim pensionarilor 2-3 zile în plus la ceea ce oferă casa de pensii pentru un tratament adecvat balnear. Costurile n-ar fi mari și ar fi mult mai onorabil decât să acorzi mici bere și tragere la sorți pentru niște biciclete, trotinete și așa mai departe. Pe de altă parte, domnule doctor, toată lumea vorbește despre valul 4 al pandemiei, care va lovi și România spre finalul verii, început de toamnă, din estimările specialiștilor și a doctorilor. Credeți că toată lumea, adică credeți că lumea se va înghesui la vaccinare atunci? Nici atunci nu cred că se vor înghesui la vaccinare dacă nu este ceva compensator. Pentru că la noi populația s-a cam vaccinat. Știți cine a rămas nevaccinat? Cei care nu găsesc cuvântul, nici de al naibii, da? Hai să fim eleganți totuși pe media, nu s-ar vaccina. Că nu vor, pentru că ei vor să demonstreze că au personalitate și au voință și că fac ce doresc ei. Persoanele astea nu vor fi convinse să se vaccineze și chiar dacă vor sta în buz la terase și se vor saliva după o bere rece, tot nu se vor vaccina. Aici trebuie altfel convins, altfel văzută treaba. Și în final, zic eu, se poate trece la obligativitate. Deci după ce epuizezi toate aceste forme, pentru că a obișnui lumea, știți care este greșeala, că s-a terminat cu educația și cu instruirea în școli. Pentru că dacă noi am ști și am realiza că suntem cetățeni care trăim într-o societate și că societatea ne acceptă și ca să ne accepte, noi avem și niște obligații. Obligațiile acestea sunt ceva de genul hai să ne vaccinăm, da? Atunci am realizat că nu suntem de capul nostru. Vreau să vă spun ceva. Știți cât costă un tratament pentru o persoană care nu vrea să se vaccineze și se îmbolnăvește de COVID și ajunge la spital? 7.000, 8.000, 9.000 de lei, un tratament mediu, da? Și știți care este problema? Că spunem, nu vreau să mă vaccinez. Și ce dacă nu mă vaccinez? Și dacă se îmbolnăvește, zice, dar am dreptul, dar trebuie să fiu tratat. Vedeți, noastră, aici sunt niște lucruri în care se pierde noțiunea de drepturi și obligații cetățenești, atenție, da? Deci, dacă ne-am gândit un pic și la aspectele astea, poate că în următorii 25 de ani, și nu glumesc, 20, n-aș vrea să fiu, că am vârsta când Brucan făcea oarece previziuni. Pot și eu să fac niște previziuni acum, că am vârsta aceea. Peste 20 de ani, dacă ne-am apucat acum să educăm și să instruim copiii din clasa întâia, poate nu vom mai avea demonstrațiile acestea și manifestările acestea de imbecilitate, cer scuze, și de imaturitate pe care le găsim la foarte multe persoane și ce este mai trist și chiar la unii medici și ce este îngrozitor de trist la părinți, care vezi că apar la televizor și spun eu nu mă vaccinez. Da, e vorba de schimbare, e vorba de schimbare de mentalități, așadar. Exact. Mulțumesc mult, a fost în direct medicul Emilian Imbri, în direct pentru știrile B1 TV. Mulțumesc mult pentru intervenție. Continuăm știrile. Festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020 are loc astăzi de la ora 14, ora României. Organizatorii promit un show grandios, chiar dacă va fi fără spectatori. Jocurile, într-adevăr, peste puțin timp se deschid și oficial, odată cu ceremonia de deschidere acestei foarte importante competiții într-un foarte important moment. Avem așteptări mari de la fiecare sportiv, pentru fiecare
meci, pentru fiecare intrare pe terenul de competiție pe care sportivii noștri o vor avea aici la Tokyo. Pot spune că am început bine această participare la Jocurile Olimpice cu victoria echipei de fotbal de aseară din meciul cu Honduras. Astăzi, în competițiile de canotaj, s-au înregistrat rezultate de asemenea foarte bune, urmând ca de mâine să asistăm și la decernarea primelor medalii aici la Tokyo, la Jocurile Olimpice. Eu cred că, de începând cu această ediție, medaliile câștigate de România vor fi în urcare și asta spun pentru că la Rio, după cum bine știți, au fost 4 medalii și acum la Tokyo suntem mult mai bine pregătiți, sportivii sunt mult mai încrezători în ei și cred că vom avea o ușoară creștere începând cu această ediție. Schimbăm acum registrul. A fost măcel pe o șosea din Sibiu. 4 persoane au murit în urma impactului dintre un autoturism și un autocamion. Polițiștii au pornit o anchetă în acest caz. Accidentul s-a produs pe o șosea din Sibiu la intersecția cu drumul național 67H. În incident a mai fost implicat un al treilea vehicul după ce primul autoturism a fost proiectat în urma impactului cu tirul. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje SMURD. Echipele de descarcerare au avut o misiune grea, dar din păcate nu au mai putut salva nicio victimă. 4 persoane și-au pierdut viața. Traficul în zonă a fost complet blocat în urma tragicului eveniment. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele decesului celor 4 persoane. Tragedie și în localitatea clujană Jucu. O femeie a decedat în urma unui accident produs între un autoturism și un tir. Un alt tânăr de 20 de ani se află în stare gravă la spital. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Accidentul s-a produs pe drumul național 1C, în dreptul localității Jucu. Un autoturism care se deplasa spre Cluj-Napoca a intrat în coliziune cu un camion. Mai multe echipaje, dar și un elicopter SMURD au ajuns la locul accidentului. O femeie de 50 de ani a fost găsită în stop cardiorespirator, iar medicii au executat manevrele de resuscitare. Din păcate, însă, fără succes, victima a decedat. Un tânăr de 20 de ani a fost transportat la spital în stare gravă și acum se zbate între viață și moarte. Traficul în zonă a fost blocat mai mult de 3 ore. O anchetă va stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Atac sângeros în localitatea Ieșeană, Horlești. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional. O femeie a fost înjunghiată în plină stradă. Victima se află acum în stare gravă la spital. Atacatorul a fost prins la câteva ore după incident și dus la audier pentru a fi reținut. Cel care a atacat-o pe femeie cu un cuțit chiar în mașină este iubitul său. Martorii au povestit îngroziți cele întâmplate și țipetele din mașină. Ulterior, femeia a fost abandonată în stare gravă. Bărbatul a fugit de la fața locului, dar a fost prins de polițiștii de frontieră și dus la audieri. Asigură-și acolo! Victima a fost transportată în stare foarte gravă la spital, unde se zbate între viață și moarte. Bărbatul a fost audiat și, dacă va fi găsit vinovat, va fi trimis în judecată pentru tentativă de omor. România este în situația critică de a pierde finanțarea pentru magistrala de metro M6, anunță europarlamentarul Corina Crețu. Lentoarea și indolența autorităților române sunt principalul motiv pentru care putem pierde finanțarea europeană de jumătate de miliard de euro, mai spune europarlamentarul. Proiectul liniei de metrou M6 din capitală, care pornește de la stația 1 Mai și se oprește la stația Tokyo, este mort din fașă. Corina Crețu condamnă autoritățile pentru lentoarea cu care abordează proiectul liniei de metrou către aeroportul Otopeni și cere explicații.
În 2019 am aprobat în calitate de comisar european peste 517 milioane de euro pentru linia de metrou M6. Acest proiect major a fost parte a programului operațional Infrastructură Mare și prevedea construcția 6 km din linia de metrou, 6 noi stații de metrou subterane, precum și achiziționarea a 12 garnituri de metrou, fiecare cu câte 6 vagoane, scrie europarlamentarul Corina Crețu pe Facebook. Lucrarea ar fi trebuit să înceapă încă din anul 2019, iar în 2020 Corina Crețu avertiza că autoritățile vor pierde finanțarea proiectului, care trebuie finalizat până anul viitor, iar acest termen pare nerealist, a spus europarlamentarul. Săptămâna aceasta a devenit aproape cert faptul că toate aceste întârzieri fac imposibilă respectarea termenului de implementare a proiectului, stabilit la 4 ani și jumătate de către autoritățile române. E foarte trist faptul că proiecte de o asemenea anvergură sunt pierdute. Sper ca bucureștenilor să le fie date explicații pentru această situație, care nu va ușura sub nicio formă transportul spre Otopeni sau traficul de pe DN1, ba chiar din contră, mai precizează Corina Crețu. În 2017, ministrul transporturilor anunța că cererea de finanțare a proiectului a fost trimisă la Comisia Europeană, cerere acceptată ulterior. Magistrala M6 de metro urma să facă legătura între stația 1 mai și aeroportul internațional Henri Coandă. Proiectul se întindea pe o lungime de 14,2 km și avea 12 stații. Cerere inedită în căsătorie, un tânăr a vrut să-i facă logodnicei sale o propunere de nerefuzat, așa că a luat legătura cu poliția și a pus în scenă un plan gândit în cele mai mici detalii. Totul a început cu o simplă verificare în trafic și a continuat cu intervenția mascaților, care i-au înmânat inelul bărbatului. Cei doi viitori căsătoriți au fost copleșiți de emoții. Polițiștii l-au urat casă de piatră și au înapoiat șoferului actele cu nou permis de conducere. Casă de piatră. Pe lângă documentele care le-ați înălat, partea poliției rutiere, începând de astăzi aveți un nou permis de conducere, valabil, să nu aveți probleme cu el, vă dorim drumuri bune fără evenimente. În final, o polițistă le-a dăruit și un tort din partea Inspectoratului de Poliție Județean Buzău. Se anunță vreme bună, dar și un nou weekend aglomerat la mare. 100.000 de turiști au rezervat deja camere în hoteluri și pensioni. Vremea frumoasă și dorința tinerilor de distracție sunt motivele pentru care stațiunile sunt din nou pline, chiar dacă prețurile au crescut chiar și cu 20% în acest weekend. Mai avem câteva weekenduri ce se vor anunța foarte fierbinți, la propriu, dar și la figurat, atât în privința temperaturilor, dar și în privința gradului foarte mare de ocupare. Ne apropiem, de fapt, de vârf, adică de 100% grad de ocupare, pentru că cererea este din ce în ce mai mare, este și normal. Perioada examenelor ajunge aproape de final și atunci, de obicei, în fiecare an, de aici înainte pornind, vom avea toate weekendurile pline, evident, chiar și în timpul săptămânii. Am intrat în vacanța cea mare, altfel spus, și indiferent de tarife, românii aleg, de fapt, destinația litoral, destinația de sezon. Știm cu toții că în fiecare an, vara, litoralul devine destinația vedetă. Din acest weekend, turiștii vor plăti mai mult pentru cazarea pe litoral. Este primul weekend din vârful de sezon când prețurile cresc cu 20%. Cei peste 100.000 de turiști așteptați în aceste zile pe litoral vor avea parte și de vreme excelentă pentru băi de soare alternate cu cele în mare. Un urs flămând a fost surprins în zona barajului Vidraru. Mulți dintre turiștii care se aflau în apropierea unei terase au observat că ursul căuta mâncare într-un tomberon. Sună-l pe șeful! În imagini sunt surprinși mai mulți turiști care se aflau într-o parcare, la doar câțiva metri distanță de ursul care își căuta hrana în gunoi. Deci, uite-te puțin, o doare la bască că e lumea aici.
Ursul coborâse din pădurea de lângă barajul Vidraru, o zonă destul de vizitată de oameni în ultima perioadă. Animalul a observat oamenii care se aflau în jurul lui, dar și claxoanele mașinilor. Însă acest lucru nu l-a speriat și a continuat să-și caute hrana în tomberon. La un moment dat se aude vocea unui bărbat care îi cere altei persoane să anunțe jandarmeria. În momentul actual, legea prevede că persoanele care dau de mâncare urșilor pot primi amenzi cuprinse între 3 și 5.000 de lei. Sancțiunile pot fi însă dublate și triplate în funcție de fapta comisă. Se cer mai mulți bani pentru educație. Ministrul Sorin Câmpeanu a mers la Ministerul de Finanțe, condus interimar chiar de Florin Câțu, pentru a discuta despre rectificarea bugetară. Câmpeanu susține că execuția bugetului Ministerului Educației este de 50% pe primul semestru. Nevoile sunt multe, iar premierul ar trebui să înțeleagă solicitările, a mai spus ministrul Câmpeanu. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu s-a dus încrezător la negocierile despre finanțarea bugetului instituției pe care o conduce. Premierul Florin Câțu, ministru interimar de finanțe, cu siguranță înțelege foarte bine nevoile de finanțare ale educației. Argumentele aduse de către Câmpeanu nu sunt puține. Suplimentarea bugetului este o prioritate dacă vrem un sistem de educație performant, mai spune ministrul. Este nevoie de suplimentarea fondului de burse, deoarece peste cei 547 de milioane care au fost alocați de la bugetul de stat în acest an, pentru prima oară, pentru plata burselor elevilor, avem o nevoie suplimentară de 107 milioane lei, deoarece s-au dat mai multe burse decât au fost estimate. Lista de nevoi și de priorități nu se oprește aici. Este nevoie de resurse suplimentare, deoarece s-au construit grădinițe noi. Acele grădinițe vor începe să funcționeze în luna septembrie, deci este nevoie de resurse pentru personal și nu numai. 2. Din septembrie vor fi preluate creșele în sistemul de educație. Este nevoie de finanțare. 3. S-a micșorat numărul de elevi în clasă. În multe locuri va crește numărul de cadre didactice, deci va fi nevoie de suplimentarea finanțării. De finanțare au nevoie și universitățile. Avem de asemenea nevoie pentru finanțarea programului Masa Caldă. Avem nevoie pentru universitățile care au câștigat proiecte internaționale de o creștere de buget. Avem nevoie de aceeași creștere de buget pentru ca universitățile să poată cheltui cu destinație de investiții în mod deosebit resurse pe care le au în sold. Este nevoie de resurse inclusiv pentru motivarea personalului didactic. Aceste resurse trebuie să fie alocate acolo unde trebuie, inclusiv pentru salarizare. Acele criterii de performanță care vor face diferența între salariul unui profesor și salariul altui profesor, vor face parte din pachetul legislativ la care lucrăm. Vrem mai puțini elevi în clasă, avem mai multe formațiuni de studiu și mai mulți profesori. Acei profesori trebuie să fie plătiți. Ministrul Educației nu i-a uitat nici pe rezidenții universităților de medicină și farmacie, care au nevoie de finanțare în continuare. Este nevoie, spre exemplu, de o creștere a finanțării pentru rezidențiați, știut prin faptul că în urma perioadei de criză sanitară, numărul de rezidenților a crescut cu 6.000. 6.000 de rezidenți care vor trebui să fie finanțați. Finanțarea se face prin intermediul Ministerului Educației către universitățile de medicină și farmacie. Aceste lucruri necesită un plus de finanțare. Cât despre banii pentru orele remediale, Câmpeanu a declarat că, deși resursele există, procesele birocratice extrem de complexe întârzie plata acestor sume. Totodată, acesta i-a asigurat pe profesori că își vor primi drepturile salariale. Banii sunt sosiți pentru ore remediale. Este vorba de un proces birocratic excesiv. Îl apreciez ca fiind birocratic excesiv în procedurile de lucru cu fondurile europene clasice, care presupun mai multe verificări, mai multe raportări. Procedura de verificare, chiar dacă am alocat resurse umane suplimentare, durează foarte mult și, din păcate, întârzie plata drepturilor salariale pentru activitățile remediale, lucru pentru care mi-am cerut și îmi cer scuze în continuare public, dar în același timp vă asigur că vor fi plătite absolut toate aceste drepturi salariale. Și în timp ce Sorin Câmpeanu cere mai mulți bani la rectificarea bugetară, premierul anunță că va tăia fonduri pentru domenii precum cercetare, educație sau sănătate. Câțu spune că nu va mai investi în domenii în care nu produc rezultate doar de dragul de a cheltui bani. Trebuie introdus un principiu al competitivității pentru resurse în toate sectoarele din economie, inclusiv în cercetare. Cei care vor să facă cercetare trebuie să fie în competiție între ei pentru resurse, dacă aceste resurse vin de la stat sau din sectorul privat. Și doar cei care dau rezultate vor putea să meargă mai departe. A finanța doar de dragul finanțării
de la buget nu cred că este o soluție, chiar dacă îi spunem între ghilimele cercetare. Prim-ministrul a completat că nu dorește nici investiții în educație și sănătate fără rezultate. Nu sunt adeptul investirii banului public oriunde doar pentru că îi se spune un domeniu, cercetare, și trebuie să investim în cercetare fără să avem rezultate. Nici în educație nu vreau să mai investim fără să avem rezultate, nici în sănătate nu vreau să mai investim fără să avem rezultate. Românii și noi toți trebuie să cerem de la guvernanți ca aceste investiții din bani publici să se vadă și în rezultate. Și asta este iarăși o schimbare de paradigmă. El și-a manifestat susținerea pentru sistemul dual de educație pe care l-a calificat drept foarte bun și a evidențiat aportul sectorului privat în domeniu. Sectorul privat a făcut o treabă foarte bună în ultimii ani și în discuțiile pe care am avut cu Ministrul Educației preluăm lecțiile din sectorul privat și le vom extinde în tot sectorul. Dar și aici iarăși trebuie să facem această extindere în colaborare cu sectorul privat. Declarația premierului a venit la evenimentul Grand Matinal Digital, organizat în sistem online de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură franceză în România. Sărata la noua lângă Casa Albă au fost trase 20 de focuri de armă, 2 persoane au fost rănite. Vă spun toate detaliile după publicitate. Revenim cu știri externe, rămâneți cu noi. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, continuăm cu știri externe. Alertă în apropierea Casei Albe, au fost trase peste 20 de focuri de armă. Un bărbat în armată a deschis focul în fața unui restaurant dintr-o zonă de lux din Washington DC. Din păcate vorbim și despre victime, cel puțin 2 persoane rănite. Martorii au declarat că bărbatul în armată a fugit cu mașina după ce a tras în zona unui restaurant mexican din Logan Circle. 2 persoane au fost împușcate, iar poliția locală crede că una dintre ele a fost ținta atacului. Suspectul a fugit de la locul atacului cu o mașină. Poliția a dat publicității imagini din care se vede cum în vehicul intră 2 bărbați, dintre care unul poartă geacă de culoare deschisă cu glugă, din descrierea furnizată de investigatori. Statisticile privind criminalitatea din Washington DC arată că rata atacurilor comise cu armă a crescut în fiecare an începând cu 2018. Până în prezent, în 2021, au fost raportate 471 de agresiuni cu armă. Inundații devastatoare au lovit din nou nord-estul Turciei la aproape o săptămână după intemperiile care au lăsat în urmă cel puțin 6 morți. Mai multe râuri au ieșit din matcă și au luat cu ele tot ce le-a stat în cale. Autoritățile de la Ankara au declarat stare de dezastru în provinciile aflate la Marea Neagră care au fost devastate de inundații. Cel mai afectat a fost orașul Artvin, unde râul Capistre a ieșit din matcă, iar apele au cuprins tot orașul. Mașinile și bunurile oamenilor au fost distruse de ape, iar locuințele grav avariate. Râul Arhavi s-a revărsat, iar mai multe drumuri au fost complet blocate. Autoritățile au declarat că și districtul Fındâcle din provincia Rize s-a confruntat cu o situație similară. În imagini se vede cum o locuință a fost luată de ape, iar localnicii sunt neputincioși în fața dezastrului. În același timp, în orașul Gizre, care se află în sud-estul Turciei, s-a înregistrat marți o temperatură record de 49,1 grade Celsius. Este cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată în Turcia. Italia impune noi restricții din 5 august. Accesul în baruri, restaurante, dar și participarea la evenimente culturale va fi posibilă doar cu certificatul verde sau cu test negativ. Este anunțul premierului Mario Draghi. Starea de urgență în Italia a fost prelungită până pe 31 decembrie. Totodată s-a decis ca în baruri și restaurante permisul verde să fie prezentat doar la masă, atunci când consumația va avea loc în interiorul restaurantului, nu și în aer liber și nici la teșghia. Guvernul a aprobat noi restricții ce vizează cetățenii nevaccinați, deoarece Italia încearcă limitarea infectărilor cu COVID, a explicat premierul. Mario Draghi a declarat că țara trebuie să acționeze rapid pentru a nu se confrunta cu un număr mare de cazuri
cazuri de COVID, precum Marea Britanie și alte state europene, dar și pentru a-și proteja economia. Din 5 august, accesul în baruri, în interiorul restaurantelor, cinematografe și teatre, la meciuri ori piscine, în sălile de sport și de conferințe, se va face doar cu certificatul verde. Cluburile rămân închise, iar în ceea ce privește călătoria pe distanțe lungi în mijloace de transport în comun, precum trenul, avionul sau autobuzul pe baza certificatului verde, autoritățile urmează să discute din nou propunerea în septembrie. Recent, Italia a înregistrat peste 5.000 de noi infectări cu coronavirus, în mare parte determinate de varianta Delta. Au fost raportate 15 decese din cauza virusului. Știrile prânzului au ajuns la final, doamnelor și domnilor. Rămâneți în continuare pe B1 TV. Ștefan Netveș vă așteaptă în scurt timp la o nouă ediție a emisiunii Drumurile Noastre. Sunt Ștefan Pășcuță. Mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la ora 15. O zi excelentă să aveți!